de genți pentru femei scoase de pomohaci. Pomoclaci. Claciu este o geantă mai mică. Ah! Cum din vă uitați la genți, vă uitați la porno, nu înțeleg. M-am certat zilele trecute cu un magician. Prea făcea dinți în țara armăsar. Bun. Am certat zilele trecute cu un pitic. O vrut să-mi bate, dar i-am spus coai, nu mă cobor la mine. În tură că prietenul meu, poet, bea prea mult, vreau să-i arunc bere. Atunci el mi-a spus, te rog, nu-mi strivi corona de minuni ai lumii. Eu sunt acum pe Facebook și văd că mai sunt glume la care mi-am dat singur like. Oh! Asta a fost o glumă. Cea mai bună glumă. Și tot ce cea mai bună, da. O fată care era la dieta a trebuit să se lase, pentru că a treia zi a încălcat dieta și nu a făcut la sfârșit selfie. O fată, un platan de life. Ce au în comun un paramedic și o prostituată care se fute cu bătrâni? Ambii resuscitează mortul. Recomandă-mi o carte, As de treflă. Asta e prea proastă până și pentru lumea că asta. Asta e crea, chiar că e prea proastă. Și gluma la pe asta. Eu așa fac. Așa fac din parma. Așa fac cu voi, că ăsta e metit el și nu-l mâncat. Nu zi rău să-l mâncat ceva. Asta e chică, adică... Când am venit la podcast, m-am văzut, bă, da, mă spăgea! Păi spus-o! Păi mă spune, mă, 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 mă. Wow, câte glume am acum, văd! De unde a dispărut? Ministrul sportului a declarat că pe perioada verii, echipa din Nota României o să antreneze în autobuz de aglomerat pentru ținerea respirației. Da, bun. Am văzut un preot care a mânecat pe gheață. L-am numit Popa de Pică. Ce zgomoaște pe gheață. În perioada de Halloween era un gagiu îmbrăcat în popă. Și eram curios dacă e costumat sau e chiar preot. Și mi-a dispărut orice dubiu când am văzut că se urc la doamnă universal. Pentru persoane care ziceau că habar n-au cât de greu e să muncești, să-ți faci un ban, habar n-au e cât de bani mi-am luat eu pe Facebook. Asta e bună. Când în interiorul chiloților găsești semnul Nike, nu înseamnă că ai chiloți de firmă, ci că nu te-ai șters corect. Măi, dar fii atent, gluma asta e bună. Când, deci poți să o lași atâta, când în interiorul chiloților găsești semnul de Nike, nu înseamnă că ai chiloți de firmă. Da. E suficientă. Nu știu dacă se prinde lumea că eu... Nu e nimeni atât de prost. Eu așa am văzut că mea n-ai... Nu, Alice, n-ai zis tot bine sau ești tu... atât. Pachi palmă! Păi ți-a frânat și te uiți. Scuzați-mă, așa se face mult de voi, iubirea și pace, așa se poartă cu bătaie. E interesant cum Paștele nu are, nu cade în fiecare an pe aceeași dată. Cred că ar fi mai ok să aibă o dată bătută în cuie. Oh. Ia mai zi o dată, că n-am înțeles-o. Știi cum ți-a răspunde un moldovean dacă îl întrebi unde e Nazaretul? Iisus. Iisus. Bun. Cum se cunoaște o fată care face videochat-ul? De la o poștă. Nu. Are în buletin trecut IP-ul. Oare Ștefan cel Mare avea covoare turcești în casă? Da, ce bunezi. Aseară nu am reușit să dorm, că tot auzeam un plâns de copil. E ultima oară când mi-am pe prietenul meu să se uite la face. Ce bun e asta. Mă gândeam să fac niște glume despre vremea de afară, dar nu vin din senin. Note muzicale preferate de pedofil. La minor. Am pierdut 1000 de calorii într-o secundă prin metoda Grasso. Eram pe stradă și cineva m-a strigat Grasso! Băi, efectiv, am scăpat ciocolata din gură.
Știți cum era înjurat Eminescu? De te-n morții tăi. Te-n morții tăi. Astăzi mi-am dat seama că oricât de performantă e camera cu care îmi filmez câinile, tot cu părăcea să-l văd. Cum se numește publicitatea făcută lui Pomohaci la televizor? Papatos. Pomohaci. Pomohaci. Cum se numește un câine care se care râde atunci când se dă cu schiurile? Husky. Uite ce bun e! Acum le-am văzut că azi când le-am mânat falta. Vinul este ca apa. Iisus. Da. A, da? Da.